Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu! Of, astăzi a doua martie, da, cu a doua zi de primăvară, eu felicit pe tot, să fiți sănătos, frumos și miros ca primăvară. Bineînțeles, primăvara asta e cea mai frumoasă timp, da, când începe floresc, când începe lumea zâmbesc, sănătate! Și vouă, da? Mergem mai departe. Am citit comentariile voastre. Doamne, mulțumesc din tot suflet. Mulțumesc. Cât mult sfaturi, cât mult comentarii despre mine. Cuvintele foarte caut. Foarte frumos urări. Da? Mulțumesc din suflet. Nici nu am așteptat eu că atât de călduroasă lumea pe pământ, atât de bună, serios. Mulțumesc mult! Și vreau vă arăt ce avem noi în curte. Prima, ce avem, da? Stați, vă arăt, uitați-vă. Wow, zâmbile! Uitați-vă, astea mici, floricei mici. Ce frumos! Avem narcis, avem încă un pic, nu știu ce, mama știe toate florile, eu nu știu, dar frumos. Bineînțeles că deja e gata ghiocei, dar mai este, uitați-vă ce mai este. Uitați-vă ce mai este. Foarte frumos. Și vă arăt încă ceva. Uitați. Nu știu, mama a zis cum se numește floricei, eu nu știu. Dar frumos foc. Vreau vă spun că voi toți a avut dreptate despre baia mea. Da, că nu desfințesc eu baia între două dormitoare. Da, am gândit. Și știți ce? Nu chiar acum eu încep cu renovarea, pentru că avem foarte mult lucru în curte, dar aveți dreptate. Da, cineva zice nu desfințează, cineva zice dormitor ăla care nou, lăsați dormitorul. Dacă eu las acolo dormitor, nu am pentru musafiri baie. Și vreau zic, cineva zice, faceți mansardă cu două camere și cu o baie acolo. Da, foarte bună idee, foarte. Noi cu soțul acum, ai gândit una înainte, acum schimbăm, pentru că ascultăm și pe voi, mai comunicăm pe voi, cu voi, mai dați sfaturi și mai facem. Dar nu am cum eu fac între dormitorul ăla nou, neterminat și bucătărie încă o baie. Nu avem cum. Sau trebuie taie dormitor sau trebuie taie bucătărie. Bucătărie eu nu vreau taie, eu visez despre bucătărie mare. Da? Și mulțumesc mult din suflet și știți, în comentariile voastre asta foarte mare motivare pentru mine, serios. Eu, la mine crește aripi când eu am citit așa ceva. Bravo! Oamenii care nu cunoaște pe mine, ai scris atât de frumos complimente. Cineva nu are răbdare cu mine? Aie, învață și eu. Așa, vă arăt ce am plantat noi atunci când a fost plou. Nu va fi mlămat, dar asta, uitați-vă, mamica a venit. Mamica, dai cu mâna așa. Mamica a săpat așa încet și acum noi punem acolo ceapa, da? Hărpășică.
Și mai departe, grădinița noastră, uitați-vă, noi a curățat și soțul deja a curățat și via, am învățat că asta nu arcadă, asta boltă de vie, da. Noi a scos pomișorii asta mici, care face așa verde, nu știu dacă eu găsesc spinet, cum se numește, dar dulceață din ele și compot foarte gustos. Nu știu, am uitat cum se numește pe limba română, când găsesc, așa arată. Așa. Când eu găsesc, vă scriu undeva sus, scriu cum se numește. A fost, aici a fost plină și nu ai scos și ai pus în fața, vă arăt, în fața casei. Da? Noi am plantat căței, noi am plantat pomii care noi am cumpărat, pomișor, așa, aici, asta persici, așa mic, dar zice doamna că el pom mic, dar produce foarte mult. Aici noi am pus măr, da, mai departe, asta pom aici cireș și noi am pus aici, unde am zis pe marginea asta, pe marginea asta, noi am pus zmeura și afine, un pomișor de afine și una, două, trei, cinci zmeură. Vine soțul și curățăm colțul asta. Trebuie curăț, nu mai rămas colțul asta. Așa, am plantat și aici un pom asta. Și am pus aici în față, că am văzut bucata asta luminoasă, adică cu soare, am pus coacăză neagră. Patru pomișori, coacăză neagră. Așa, una, două, trei, patru. Da? Și așa livada, așa livada noastră. Mai avem, mai am pus și noi un pom aici. Și aici un pom. Ai scos o bătrână, veche și am pus și aici. Da, avem cătina. Asta cătina. Așa am înțeles că asta băiatul și fata. Rămas. Și soțul când vine, nu știu, vreau, noi am cumpărat, ați văzut data trecută, noi am cumpărat drujba. Vreau să fac ceva cu drujba. Demonstrez cum lucrează drujba. Facem o probă. Așa. Gata. Mai avem o grămadă de treabă, dar asta treaba foarte bună și sănătoasă. Da? Fiți cu mine. Eu încep treaba și voi turnați cafea, ceai, faceți cafea, ceai și haideți la treabă cu mine.
Am găsit cheia de la magazia, hai intrăm și uităm ce e acolo. A, nu este lumina aici, nu este. Lumina nu este, dar vedem. Așa. Are de toate magazia. Are de toate. Dulapuri, cuvase, tăță. Nu știu ce, dar acum uităm. Piriuță de baie. O, galeata. Galeata din metal mi-e trebuie acum, că vreau călzesc apă. Niște vase, cani. E ce avem aici. Poate găsim? Oh! Poate găsim ceva? Un tocător? Tocător! Wow! Așa, luăm în casa asta. Posibil lucrează. Așa arată. Toacă! Oh, super! Cadou! Avem un cadou. A, uitați-vă ce este. Mașina de tăcat carne manuală. Wow, are de toate. Superbă. Una mai mare, una mai mică. Taliță. Uitați-vă. Una mai mare, una mai mică. Super. Asta sită. Așa. Oh, pentru flori chiar mi-e trebuie. Așa. Nu știu ce asta. Ah, cu untura. Aha. Și untura? Nu murim de foame. Aici ce? Aici doamna a păstrat, nu știu, verdeață pentru ceaiuri, pentru ceva asta, nu știu pentru ce, asta la foc. Așa, haideți facem, știți cum? Vedeți pe mine, da? Facem acum ordinea. Un pic și disciplina, că vreau galeata aia, care din sus. Wow, uitați-vă ce sticluță frumoasă. Foarte frumoasă, mi-e place așa ceva. Ah, avem și ceainic. O cană pentru fier de apă, dar nu are fond. Pentru cafea. Pentru cafea. Uitați-vă, aparat de cafea. Da, trebuie să uit. Dacă e bună. Cu ce? Cu tot. Și nou nouți. Mi se pare că nou nouți. Wow, ce surpriză. Wow. Uitați. Da. Nu a fost folosită. Super. Luăm în casă și uităm dacă lucrează foarte bine. Ce avem?
a fost cu minte. Eu dau bătaie. Așa. Mai, Oana, este foarte mult lucruri care e foarte bună. Surpriz! Șoc! Plasuțe, uite cum ai păstrat frumos toate plasuțele, femeie. Era gospodina, gospodina. Uitați-vă, toate plasuțele. Uitați. De la pâine. Dați seama. Pâine când cumpărăm, și ea n-a aruncat, a păstrat. Bravo ei, bravo. Nu știu pentru ce. Asta aici din hârtie. Toate plasuțele, uitați-vă, pachetate, toate frumos. Da, mai departe. A, avem râșniță. Nu cred că e bună. Râșniță, dar am văzut că era ceva acolo, e măcinat. Râșniță. Încă o râșniță. Rotel. Asta deja. A, nu. Nu rujinit, am gândit că rujinit, dar nu, era acolo ceva. Ceva. Așa greu. Spunește că ai făcut-o pe timpul. Atunci. Aha. Aici tot așa. Borcane. A, cu semințe. Cu semințe. Nu știu ce semințe. Eu am cumpărat semințe pentru mine. Da. Că avem foarte mult. Uitați-vă ce cană frumoasă. Spălăm foarte bine, bem cafea. Așa, o găleată, mă uit găleată asta, e bună? Wow, bună! Nu-i stricată, uitați-vă, ce găleată bună. Mă duc, mă spăl și călzesc apă în ea. Pe aer gaz și mergem acum și facem ordine și disciplină în bucătărie. Asta vreau. Asta. Da. Oh, a, uitați-vă, uitați-vă ce tigaia sau ce aia, tigaia avem, nu e stricată, nu, foarte bună tigaia asta, nu e rujenită, nu e lovită, avem și asta. Da, ce mai este? Un găletuș mai mic, dar nu, asta nu-i bun găleata. Tot așa, uitați-vă ce frumos, dar nu-i bun. Asta călzim apă pentru... Nu aruncăm, tot așa călzim, punem aici. Deocamdată aici, în magazie, avem afară un aerogaz. Da? Și călzim apă pentru găini, pentru afară. Folosim afară. Oarele. Nu-i bună. Nu-i bună oarele. Am gândit că e bună, nu-i bună oarele. Da. Ce doza asta cafea? Expreso. Foarte mică. Mie trebuie atunci pe zi 20 de doze asta. Tac. Ce mai uităm? Haideți aici. Încă un dulap avem aici. Avem un dulap aici. Ce este înăuntru? Wow, farfurii. Uitați-vă cât farfurii. Aha, e pentru... Vreau mă uit asta. Asta pe mine interesează. Asta e bună. Ah,
Deja la Vita nu-i bună. Gata, trebuie sortis. Uitați-vă. Frumoasă și asta, uitați-vă ce frumoasă. Da? Ia ziceți. Frumoasă foc. Mi-mi place. Așa. Stil. Popular. Țărănesc. Frumos. Asta e foarte bună. Așa. Avem mult surprize aici. Cuvoarele, uite ce cuvoarele. Cuvoarele tradiționale, uitați-vă, făcută de mână. Uitați-vă ce. Spalată, de femeie, aranjată. Dar asta, tocător, asta e surpriza mare. Ce avem aici? Mult plastic, caserole din plastic. Așa. Uitați-vă pentru flori. Foarte bune, păstrăm, vopsim și punem afară și punem flori aici. Ia ziceți. Frumos, da? O, oală mare. Da, mi se pare că deja, da. Ilovita. Asta ce? Trebuie controlez și asta. Tigaia. Ce mai avem aici? A, asta bună, știți pentru ce? Asta e bună. Alegem via. O, super! Uitați-vă cât este. Pentru via. A, este... Este aici. A, nu mai este, a fost. A rămas numai cutie de flori. Da, o grămadă, o grămadă, uitați-vă cât cuții, cât femeie păstrat, verdeața, periuțele, toate națiile de periuțe. Dar cu asta nu avem ce să facem, asta aruncăm, nu avem ce să facem. Asta, ce aici? Oh, ce aici? Diana Mihail. 19. Asta mi se pare că cadou de la nuntă, că sau... Vedem ce asta. Nu știu ce asta. Dacă știți, scriți-mi în comentarii ce asta. Că mai am acolo mult. Mire de albina. Mi se pare că când la nuntă tu te duci și aici găsești așa ceva. La masă. Da? Scriți, dacă eu greșesc, scriți. Asta, așa, este. Mai târziu, că nu am prea timp, mai târziu controlăm ce e aici, când ajungem. A, ce e aici, vreau să, să știu ce e acolo. A, nu, egal. Egal, nu are nimic. Așa, și acolo. Este. Geanta. Uite, tata, pentru crema, pentru... O, asta superbă. Acută. Tanta, după, la piață, când te duci la piață, frumos. Frumos. Da. Haideți, mergem în casă și facem ordine și disciplină și în casă. Și aici s-a stricat microfonul meu. Am terminat eu cu prășitul, am săpat un pic, nu mai pot, mă doare toate mușchii, pentru că pământ foarte tare. Și pe urmă știți ce? A venit o idee. Când vine soțul, și când vine soțul, mergem și cumpărăm tractorul ăla care singur sapă. Asta cea mai bună idee. Oricum trebuie. Și la toamnă și acum. Și dacă s-a stricat ziua mea cu sapat, am fost la magazin. Data trecută am cumpărat niște chimie și
facem mai bine în bucătăria asta ordine și disciplină. Spălăm. Ce am cumpărat? Am cumpărat bureta, am cumpărat nufur, am cumpărat triumf și iginol pentru igienă, gel de spălat de vase și ce mai am cumpărat? Am cumpărat niște cârpe, da? Și haideți, începem. Nu am mănușele alea bune, nicio problemă. Oricum, peste o săptămână sunt programată la unghii. Am muncit un pic, am pus apă la fiert și aici tot așa s-a stricat microfonul meu, nu știu ce cu el. Și acum facem coffee time. Am aici cafea și am încă ceva. Mamica a făcut prăjitura. Vai, ce prăjitura frumoasă! Uitați-vă ce prăjitură și cu dulceața. Dulce bună rău. Și mai avem ceva. Da-da-da-da! Ciocolată. Și cafea pentru băieții. Haideți! Haideți la cafea! Afară soare, cald! Și uitați-vă! Liniște și pace! Foarte frumos, minunat afară! Haideți! Vă invit la o cafea cu mine! Uitați, oameni buni, că cum muncește femeia asta. S-a stricat lapata. Doamne, dă-ți seama ce putere are femeia. Toată viața ei a mișcat și are putere. Doamne, ce interesant acolo. Hai, Dumitraș, la cafea. Poftă bună! Cu Lidia Bugeac. Viața frumoasă. Adevărat, viața frumoasă.
A venit sosul și am luat eu repede cheia de la mașină și s-a dus acasă la blocul și am luat ceva de la acasă. Am ce am luat? Piriuța asta mie îmi place cum spală și nu zgări. Mie îmi place. Am luat cafea, ca facem proba de mașina de cafea. Da? Am luat bicarbonat. La noi, în Republica Moldova, se vinde, stăți așa, așa bicarbonat. Soda alimentară. Așa. Am luat bicarbonat. Da? Am luat oala. Facem ceva, călzim aici mai repede apă, o piriuță curată, niște cârpe pentru mâini, da, am luat ceainic, așa se numește la noi ceainic, voi ziceți cana electrică, noi zicem ceainic. Am luat manușică, nu mai pot, mă ustură mâini, da, pielea mea sensibilă, nu sunt chiar țăranca. Am luat încărcător. Sunt țăranca, niște prosape pentru bucătărie aici și lighean. Acum am lighean. Acum am unde de spălat vase. Da? Prima pun apă la încălzit. Și acum prăbăm mașina de cafea. Că vreau cafea și facem mai departe. Da? Sunteți cu mine? Ce ghiuvetă am spălat și ghiuvetă. Ce ghiuvetă frumoasă și curățată. Curată. Curată ca lacrimă. Da, trebuie fac bateria asta ca ei, uitați-vă. Curge. Așa, am păstrat și bolul ăla. Am spălat și am pus. Așa.
Frumos? Mergem mai departe. Atât a ieșit oase.